Salutare, prieteni! Ce fericire că azi e vineri și iese podcastul Agora cu același nume. Salut, salut! Aici vă povestim știrile care ni s-au părut importante pe săptămâna asta și mai facem și un pic de analiză a subiectelor care au marcat săptămâna într-un mod ușor, amuzant sau mai puțin ortodox. Da. Cu mine este Victoria Dumbravă, redactora, șefă Agora. Și cu mine este Felice Nedzielski, editor pe subiecte de autor, tot la Agora. Ia uite, s-a adunat deja. Sperăm că deja așteptați să ne ascultați pe fiecare final de săptămână și vă reamintim că ne puteți găsi pe Agora, dar și pe toate cele mai mari platforme de podcast. Nu ce, Felicia, să începem. Am zis noi săptămâna trecută că se cer niște răspunsuri la ce se întâmplă acolo la Giurgiulești și incendiile care tot au loc și iată că se pare că încet, încet iese ușor adevărul la suprafață, mai ales că și luni și marți ne-am trezit iar cu incendii acolo. Te-ai zis că se cer niște răspunsuri, apoi noi le-am cerut, nu le-am primit și ne le-am făcut noi, știi? Dacă tot așteptăm răspunsuri, zic, bun, deci stăm cu mâinile sunt, să facem noi. Și am făcut o anchetă, ancheta noastră, despre ce mocnește la Giurgiulești. Și ce am reușit cu colega mea, Cătălina Grițcova, să aflăm este că acele incendii au generat mai multe necunoscute și mai multe pasări de responsabilități. Uh-huh. Încă din septembrie, atunci când a fost raportat primul caz de incendiu, s-a știut tot despre faptul că instalațiile pun în pericol infrastructura de acolo și de fapt că este periculos că se află la doar câțiva metri de cale ferată. Și de atunci autoritățile au intervenit cumva acolo? Nu. Bravo! Mai mult am descoperit că trebuiau să fie avizuri care nu s-au dat și niște decizii care nu s-au luat. În primul rând, este un pericol destul de mare prin faptul că, precum am zis mai devreme, la doar câțiva metri este cale ferată prin portul care trec toate rezervele noastre de combustibil și de... Deci e o porțiune de cale ferată pe unde se transportă mai mult marfă. Da, și marfă explozibilă, mă scuzați. Pe lângă un incendiu care se întâmplă la 5-6 metri. Și cu toate acestea, circulația trenurilor n-a fost întreruptă. Mm-hmm. Mai mult, șeful de la CFM pasează responsabilitatea către un șef de stație, deci omul care e acolo pe loc. Și el trebuie să decide. El trebuie să decide, adică nu șeful șefilor, dar un omulean acolo, săracul, vai de capul lui, el trebuie să decide dacă el oprește intrarea combustibililor în țară. Altă parte care trebuia să ia decizii și nu le-a luat a fost, Agenție pentru Supraveghere Tehnică. Am citit și eu ancheta și mi-a lăsat impresia că este instituția care demonstrează cel mai elocvent sportul nostru național de a pasa responsabilitatea de la unul la altul. Că este primul responsabil, Agenția de Supraveghere Tehnică, care trebuie să verifice dacă se respectă, dacă sunt autorizațiile. Dar toți șefuleții de acolo, fii n-au răspuns la telefon, fii au zis, asta nu noi, asta altcineva, asta sunați în altă parte. Până într-un final s-a anunțat că activitatea întreprinderii acestei SRL Danube Oil Company a fost suspendată acum 4 zile. Și decizia cine a luat-o? E important aici. Că n-au venit ei să spună, băi, noi necesităm până rezolvăm, dar... Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Adică nici măcar cei care cu alte ramificări și cu alte decizii importante pe alte chestiuni, ci oamenii care răspund de mediu și care, de fapt, răspund de toate aruncările astea în aer de substanțe care ies din incendiu. Adică nici măcar CFM, nu Agenția Supraveghere Tehnică, nu guvernul, nu... Și ca întotdeauna, că e pomenit de guvern, la noi abia după ce se întâmplă ceva, vin anumite reacții. Deci abia după ce am avut atâtea incendii acolo și discuții și întrebări, șefa guvernului a dat ordin să se verifice toate silozurile din țara noastră. Da, și ce-ți pare? Agenția pentru Supraveghere Tehnică de care pomeneam, după ce ne-a pasat ping-pong prin 4 oficiali care nu ne-au răspuns la telefon și au scos un comunicat de presă că eu fost la control inopinat. Inopinat? Așa? Noi am decis de sine statători să mergem după ce ne-au sunat. Cei de acolo cu siguranță nu s-așteptau să vină cineva de la centrală. Tipa, eu constatat nereguli și am dat niște recomandări și asta la câte zile după incendiu. Doamne ferește! Și la scurt timp după asta și aici au pus crâșca cu închidem tot afacerea că stricăm aerul. Da. Nu știu cine strică aerul, de fapt, că mai tare silozurile este. Oricei care le instalează, eu cred că. Strică aerul tare. Pentru că așa cum spuneam și data trecută, până la urmă silozurile astea au fost instalate la începutul anului trecut. Deci, și așa cum intuiesc eu, războiul i-a determinat să aducă cât mai multă marfă, să depoziteze acolo, au depășit capacitățile, n-aveau autorizații, verificări tehnice și iată că peste un an
bomba a explodat și le-a dat peste cap afacerile. Hai să mergem mai departe cu o altă afacere care tot a explodat dar altfel, în bucătăriile sau în viitoarele bucătării care se așteaptă de către mulți clienți. Vorbesc aici de cazul Bismobile Kitchen. Cu siguranță toți chișinăuienii îl cunosc sau au auzit de el. Săptămâna asta am aflat că directorul și fondatorul companiei, Mihail Șaran, a fost reținut. Și reținut chiar pe aeroportul Chișinău în timp ce încerca să iasă din țară. Bine, noi nu știm dacă el încerca să fugă sau pur și simplu era o deplasare până în România sau altă țară unde mai are filiale. Am înțeles că avea și ceva bani la ei, mulți, puțini, da. Fiecare își face impresia, pentru că pentru cineva 2500 de euro e foarte mult, pentru cineva e foarte puțin. Reprezentanții de la Inspectoratul General de Poliție au spus că pe numele lui Șaran au fost înregistrate vreo 15 plângeri din partea clienților care au dat avans sau și-au comandat bucătării și nu le-au primit. Și compania este și învinuită că a încetat să mai răspundă la apelurile telefonice de la clienți după ce aceștia ar fi achitat serviciile pentru bucătării, iar comenzile așa și n-au fost aduse și instalate. De fapt, toată povestea asta a început să miroase încă de ceva timp, când scandalul a pornit din România. Exact. Deci nu de la noi, dar din România, chiar dacă compania mamă este aici, în Republica Moldova, și s-a extins acolo. Deci în România mai întâi s-a dezgolit ceva. Da, și oamenii au început să se întrebe, măi, dar la noi cum, care-i treaba? Și compania să înțeleg că dădea asigurări că totul e bine, tot e liniște. Dar de fapt, cine mai bine să vă povestească despre acest caz decât un client păgubaș? De aceea am invitat-o pe Natalia Levitsky, una dintre clientele Bismobile Kitchen care a avut de suferit de pe urma acestei întâmplări. Și Nata ne-a povestit aici în studio cum a avut de furcă cu Bismobile Kitchen și ce speranțe mai are dacă își vede bucătăria, își vede banii, dacă mai vede ceva de pe urma acestui scandal. Hai să ascultăm ce spune Nata. Nata, salut! Salut! Mulțumim frumos că ai venit la podcastul nostru să discutăm. Nu toată lumea are putere să mai discute o pagubă prin care a trecut. La fel și eu, doar că pentru Agora am făcut excepții. Mulțumim, noi tare ne bucurăm că ai făcut excepția asta. Uite, întâi de toate vreau să te întreb despre cum a fost cazul, interacțiunea cu această companie și ce ai simțit tu ca client în momentul în care ai văzut că ceva se întâmplă necurat la mijloc. Hai să începem cu începutul, da? Și începem încetişor să depânăm firul poveștii astea. Ok. Am apelat la compania Bismobile Kitchen pentru că am cel puțin 3 cupluri, familii care au bucătării de la ei de mulți ani și au fost foarte mulțumiți și chiar feedback-ul a fost că dacă o să mai aibă un alt apartament, o altă casă, o să-și ia tot de la ei. Când am încheiat contractul, iarăși am fost dusă ca pe palme. Am făcut măsurări, planuri și așa mai departe. În curând trebuia să vină bucătăria mea, în curând, până în momentul în care pe 9 ianuarie, îmi pare că am văzut în blogul lui Dumitru Ciorici că Bismobile Kitchen din România au probleme. În acel moment am sunat companiei să aflu dacă în Moldova totul este ok, m-au asigurat că totul este ok, oficiul lucrează, dacă vreți apropiați-vă și vedeți. Zic ok, am sunat designerul. Designera mi-a zis că eu deja nu mai lucrez de câteva luni acolo și da, mă sună foarte multă lume astăzi și dacă într-adevăr o să fie ceva, o să pățească și ea, pentru că ea a și investit în această companie. Wow! Și ceea ce m-a pus pe mine pe gânduri, pentru că inițial m-am liniștit, a fost faptul că tehnologul căruia i-am sunat, care era ca din partea companiei, mi-a zis că eu de fapt am altă companie și eu sunt subcontractant și eu mai am de făcut câteva bucătării la ultima 100 de metri. Și atunci și mai departe vedem cum lucrăm, pentru că eu aflu despre noutăți doar din știri. Și după ce ai dat câteva telefoane și ai văzut care-i treaba, am înțeles că ai fost și la oficiu ca să vezi cu ochii tăi care-i treaba acolo și cum a derulat mai departe treaba. Atunci, la început de ianuarie, am agreat doar că am vorbit cu prietenii mei care și-au comandat bucătărie de la ei și au o bucătărie și se bucură de ea, să ia legătura cu persoana dată și să vadă dacă totul este ok în Moldova. Am agreat ca atunci când o să primesc bucătărie să vină cu mine cineva care este și mai pretențios ca mine, ca să vedem dacă calitatea este cea care nu a suferit, pentru că îmi făceam griji pentru calitate. Iar o săptămână în urmă, vinerea trecută, am deschis un mail în care am primit un mail de la Bismobile, în care îmi zice că ne confruntăm cu probleme, bucătărie va fi instalată cu o lună sau două mai târziu. Vă rugăm frumos, și asta cel mai tare ce mi-a tras atenție,
Vă rugăm frumos să nu ne sunați, pentru că apeluri o să fie multe, noi să revenim singuri cu un apel. Fără semnătură, fără nimic. Uh-huh. Și am revenit cu un mail și am zis, ok, dar ziceți-mi care este data de livrare a bucătăriei mele. Tăcerea. M-am apropiat la oficiu și am văzut că oficiul este încuiat și acolo este doar un număr de telefon la care putem să sunăm pentru programări și la numărul ăsta de telefon mie mi-închideau telefonul. Uh-huh. Am dat și câteva SMS-uri, dar fără succes și atunci a fost acea postare care am făcut-o. Și la câteva zile aflăm că directorul o ia bir cu fugiții, așa. Și acum, ce speranță ai tu ca consumator, ca client al acestei companii? Ce așteptări ai tu de la comportamentul companiei și dacă ți se va livra până la urmă bucătăria promisă? Eu nu am așteptat. Eu deodată am luat legătura cu avocatul meu, care este unul foarte bun. Mm-hmm. În weekend am reușit să facem o scrisoare care le-am trimis-o lor. Din păcate, din cât eu văd pe Poșta Moldovei, ei nu au primit scrisoarea sau nu a fost găsită persoana responsabilă care să preia scrisoarea. Și deja după anunțul care a fost făcut, am depus cerere la Procuratura Generală, am depus cerere la Agenția Națională de Protecție a Consumatorului și urmează să mergem în judecată să ne restituim banii. Speranța am de ce? Pentru că a fost reținut fondatorul și asta deja este bine. Ei au active, deși pe documente se vede că nu au foarte mulți bani ca să îi restituie, dar oricum există active. Mai este o procedură în care avocatul mi-a explicat foarte lungă, în care, deci, sunt șanse ca să se restituie banii. Nu foarte rapid, dar asta o să fie. Îți mulțumim, Nata, și îți urăm succes în această călătorie legală, care cu siguranță nu este una dintre cele mai plăcute. Și noi ne auzim cu următoarea discuție. Da. Deci judecata e răspuns. Judecata de apoi a Bismobile Kitchen. Cert este că în cazurile astea unde sunt implicate persoane juridice este mai greu și procesul de judecată durează foarte mult, pentru că îți ia ceva timp să demonstrezi nemijlocit cine este vinovatul și care este pedeapsa sau cum să-și răscumpere. Da, dar cum mi-a zis și Nata off the record, după ce a ieșit de la noi, a zis că, cum spune o vorbă mai veche, evreiască, ci că spasibă Boja și o dingame, da? Dar nu cu altceva. Ok, hai să trecem la o altă știre care tot a apărut la începutul săptămânii, chiar de luni, moartea actorului Ștefan Bouroșu. E o știre tristă care ne-a întristat pe mulți cei care îl cunosc și nu doar, dar ceea ce a atras atenția sau a ridicat semne de întrebare au fost detaliile venite inițial de la poliție și apoi de pe alte surse și după aceea poliția a revenit iar cu anumite concretizări. Da, știrea, de fapt, au fost două știri ca două fire roșii care într-un moment dat s-au împletit și am aflat că, de fapt, e aceeași persoană. Mai întâi am aflat că a murit actorul Ștefan Bouroșu, apoi am dat de o știre în care, într-un comunicat sec al poliției, se spune că a fost găsit un bărbat cu mâinile legate într-un apartament din Chișinău și ceea ce se presupune e că a fost un suicid, după care aflăm că e de fapt aceeași persoană. Și prima întrebare, cum să se sinucidă cu mâinile legate la spate? Da. Adevărul e că moartea lui Ștefan Bouroșu a trezit foarte multe discuții pe social. Oameni care se întrebau într-adevăr cum este posibil, dar apoi a pornit și o reacție a regulatorilor de presă din Republica Moldova, care se recomande ca în știrile despre moartea lui Ștefan Bouroșu să nu fie oferite detalii despre presupusul suicid. Însă mi se pare relevant acest detaliu ca fiind unul important ca să pună presiune pe poliție să iasă în vileac cât mai multe detalii despre acest caz. Ori e unul cu foarte multe necunoscute, pe cât de trist, pe atât de misterios cumva mi se pare. Cred că există suficientă discuție publică acum încât să nu fie lăsat uitării, știi? Să fie cât mai mult discutat și să atragă atenția poliției. Sunt și eu de acord că în orice astfel de cazuri trebuie puse cât mai multe întrebări pentru a afla cât mai multe răspunsuri. Tot luni, tot o știre mai tristă și mai sumbră a venit de dincolo de Nistru sau dincoace de Nistru, dar cumva, deci un minor din Hagimus, care e pe teritoriul nostru, a malului drept al Nistrului, a fost bătut de transnistrieni. Mhm. Sigur, în știri au fost mărturiile mamei, abia la câteva zile, unde l-a găsit, cum s-a întâmplat și așa mai departe. Ceea ce e mai puțin de laudă e că autoritățile de la Chișinău au anunțat abia joi că au pornit o anchetă pe acest caz. Ca de obicei, se încearcă să nu iasă vorba din târg, noi tot să reșim singuri și
Și aghe după nu știu câte zile. Da, abia ce, după ce se mai află prin Mahala, atunci venim și noi cu reacții. În general, instituțiile noastre au așa o problemă cu comunicarea de criză, mi se pare. Nu e mai bine oare să previi, să vii cu niște reacții deodată și să fii clar că tu ești la curent, că tu stăpânești situația și că tu o rezolvi, decât peste câteva zile, după ce ai stat cu capul nisip, să zici că da, dar... Peste tot se vorbește de prevenție și în sănătate, că e mai bine să previi decât să tratezi. Și în corupție, la CNA există un departament de prevenire a corupției și oricum noi avem corupția în floare și o mai și combatem. Asta și pe Baldavski, nu știu cum. Da. Că tot veni vorba de CNA, iată marți, ofițerii și procurorii de la Procuratura Anticorupție au bătut la porțile AIPA. Nu bătut AIPA, dar nu la poartă. Da, și cu percheziții. Cioc deschideți, noi am venit să verificăm. Dar de ce? Dar de ce? Pentru că spun ei că au suspiciuni că funcționarii de acolo cereau de la beneficiarii fonduri să împartă banii cu ei. Adică, odcat. Da, odcat. Odcat. Cine? Filat, îmi pare că a menționat pentru prima dată cuvântul ăsta când era încă el premier. Și tot celebre. 10%, apropo, că se cer odcaturi de 10% din... Adică tradiția a rămas aceeași, da? Adică tu te duci la AIPA, depui un dosar și zici că am nevoie de subvenții pentru că, nu știu, lucrez în agricultură și așa. Și funcționarii de acolo, da, îți dau 50.000, dar îmi dai și mie 10% din suma asta. Sau un milion, îmi dai și mie, te împarți cu mine. Și cei de la CNA cel puțin au spus că transferurile au făcute direct pe conturile funcționarilor de la AIPA. Și fără intermediari, deodată, tot frumos. Da. Mai departe, pe la mijloc de săptămână, au cam urmat vreo două zile de iertare în justiția moldovenească. Da, este sărbătoare religioasă și avea pe muie. Eu nu m-am uitat în calendar marți și miercuri ce a fost. Au stat după bobotează, așa, în coleacă. Au tot venit informații de la Procuratura Anticorupție, PC Cox, cu dosare, finalități, clasări și așa mai departe. Trebuie să iasă un otpusc cineva și că da, să le terminăm pe tăiate dată. Să mă duc liniștit, da? Primii iertați au fost foști angajați ai Băncii Naționale Moldovei, Ema Tăbârță, Vladimir Țurcanu, Matei Dohotaru și Ruslan Grate, achitați din motiv că nu s-a constatat faptul infracțiunii incriminate. Asta dosarul Landromat. E legat cu dosarul Landromat, deci nu e strict concret, e legat cu dosarul Landromat. Acțiunile sau ceea ce li se imputa celor vizați e că ei în înfăptuirea jobului lor, fie nu și-au făcut jobul, fie au depășit atribuțiile lor. Fii primul să lucra, da? Da, că nu au verificat cum trebuie anumite activități și tranzacții de la Moldincom Bank. Acele tranzacții, iată, erau cu transferul de bani din Rusia în dosarul Landromat. Ceea ce se mai merită aici de menționat e că imediat după acest anunț, cei de la Procuratura Anticorupție au venit și au spus că noi nu vom ataca, nu vom face recurs la această decizie pentru că nu o considerăm ilegală. Deci ei Dumnezeu sunt de acord cu dânșii, da? Adică... După atâția ani, Dumnezeu cu dânșii. Mai departe, ce a mai fost clasat săptămâna asta? Dosarul denumit deputații transfugi a fost clasat după 3 ani de investigație pe motiv că faptele infracționiste imputate învinuiților nu întrunesc elementele competenței de infracțiune. Mai pe... Prescripție medicală. Mai pe scurt și mai pe înțeles, deci ei n-au putut să demonstreze că acei deputați transfugi au luat bani ca să părăsească o barcă și să treacă de cealaltă parte. Știi care e partea cea mai... amuzantă, morbidă, că altfel nu știu cum să spun. Singura legătură dintre acest dosar a fost fosta deputată Elena Bodnarenko, care a decedat. Și pe mărturiile ei se ținea tot dosarul acesta. A murit omul, știi? Niet человека, niet дела. Eu nu m-am gândit la acest aspect, mi-a scăpat într-adevăr. Nu știu cum nu știu cum să reacționez la acest... Uite, asta chiar din comunicate. Procurorii afirmă că proba principală în acuzare au fost declarațiile ex-deputatei Elena Bodnarenko, făcute publice în anul 2016, care nu a fost posibil de confirmat prin alte probe. Nu știu, omul a murit și dosarul... Dar, da. Ce ne-au mai spus procurorii e că ei vor continua să-i ancheteze pe cei 13 pentru îmbogățire ilicită. Nu, hateabă! Măcar atât, da? Noi n-am putut și nu putem să demonstrăm că voi ați părăsit pe CRM-ul pentru bani. Da. Dar cum voi ați luat și v-ați făcut case și v-ați plimbat și în vacanțe și haine și șubă și... Violeta Ivanov cu toate gențele și așa mai departe. Noi asta să vedem, pentru că dintr-un salariu de deputat, acolo nu prea îți ajunge de atâtea. Nu, hai, sperăm să nu mai treacă încă 3 ani și să revină iar cum comunicați, zic că n-au putut fi demonstrate. Tot cu dosarele continuăm, mai avem informații noi pe încă 2. S-a terminat urmărirea penală în privința fostului șef adjunct IGP, Gheorghe Cavcaliuc.
Așa. Am flochit trandafirii, Victoria. Și miroase așa de frumos. Nu vă închipuiți. Deci ce se spune pe despre Cafcaliuc? Pentru că acesta se eschivează la urmărire penală și refuză să se prezinte în fața procurorilor, oamenii legii au solicitat judecătorii autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa acestuia. Aha, tot deci ei l-au așteptat și au zis ok, dați-ne voie, noi trimitem dosarul în instanță chiar dacă el nu se prezintă. Și mai este acolo unul care nu se prezintă sau care tergiversează, cine oare, fostul deputat Constantin Țuțu. Hei! El tot este chemat la covor. Pentru că zice... Pe ring este chemat. Da, la covorul, de acolo în ring tot e covor, numai că nu dista persian sau de la floare carpet. Zice procuratorul anticorupție că avocații, dar și el, încearcă să tergiverseze cauza penală, pentru că, iată, anul trecut au avut loc vreo 12 ședințe și în majoritatea dintre ele fie nu s-au prezentat avocații, fie însuși învinuitul n-a venit, fie alte motive. Pentru că el se scaldă muia în... Da, am văzut poze. De bobotează. Da, o trecut. Bobotează, iată, sperăm că de 8 martie ajunge și la în instanța de judecată. Deci el este obligat să se prezinte. Între timp, s-a pus sechestru pe locuința lui și pe vreo 800.000 de lei. Așa e de la Băciori sau că? Nu știu. Nu ne spun, știi, dat caracter personal. Noi tot am vrea să știm multe, dar... Da. Ok. Ca să știm și noi mai multe. Da, ca să știm și noi, dar și voi mai multe, dacă îți place ceea ce auzi, dragă ascultătorule, și ceea ce citești pe Agora, dragă cititorule, fii partea familiei noastre de membri Agora, luându-ți un abonament. Mai multe detalii, desigur că găsești pe site la noi, în rubrica Abonamente. Acolo este așa un butonaj, frumos la culoare, apăsați și da. Bucurați-vă și bucurați-ne și pe noi. Minutul de publicitate s-a încheiat și mergem mai departe. Și ca să nu plecăm departe de justiția moldovenească, un alt serial de săptămâna asta și care încă nu s-a încheiat chiar dacă azi e vinerea, concursul de la PC Cox, a fi sau a nu fi șef. Acolo. Și cum așa o ediție justițiară se primește azi, da, la noi. Da. Pierdace ce la vechi zacon. Toată săptămâna cam a fost cu din astea, cu știruții din astea. Deci acolo este un concurs în desfășurare, s-au înscris candidați. Și iată, unul dintre ei zic, dar nu, concursul trebuie anulat pentru că, iată legea ce spune, că dacă eu am fost într-o anumită funcție, după aceea pot să pretind la funcții de conducere a unei instituții fără concurs. Și s-a trezit și ministrul justiției să ceară anularea după asta. Paza anulare! Prin aceste declarații se încearcă, nu că tergiversarea, dar cum a zis el, lipsa de credibilitate și, cine spunea, decredibilizarea concursului. Era cineva, permisiv, Pavel Filip când era premier sau cineva zicea de decredibilizare. Pierile au fost multe. Da. Și riscul iminent de viciere. Da. După care a apărut și Iulian Groza, membru a comisiei de concurs. Și el a spus mai mult că chiar asupra lui s-au făcut presiuni și a încercat cineva să-l influențeze în anumite decizii. Astăzi, Consiliul Superior a Procurorilor a venit cu reacții la acele reacții. Nouă ne place să dăm reacții la reacții, la reacții, la reacții. Așa. Nu este clar la care situație creată în ghilimele se referă în postarea sa domnul Litvinenko și din care circumstanțe a dedus el lipsa de credibilitate, spune CSP. Ori este unanim știut că se impun investigații corespunzătoare, iar numai discuțiile din spațiul public nu pot constitui temei de contramandare a unor procese aflate în tralala, tralala, tralala. Adică... Și noi să facem concursul la noi în cabinet, nu pe Facebook. Da. Domnul ministru, e de guleai. Vedem, deja săptămâna viitoare, cred că să... Prea mult șef pe metru pătrat aici, acolo, opinii. Da, și instituții, șef, în general. Hai să ieșim din justiție. Hai, că... ne spălăm cu leac de apă. Apă, canal. Și este foarte bine când te speli având lumină. Premier Energy. Ajungem la ziua de joi, când Premier Energy anunță că datoria neachitată de către Apă Canal este foarte mare și este risc să fie deconectate mai multe clădiri ale acestei instituții. Datoria e undeva de peste 70 de milioane de lei și ei au zis chiar de mâine noi o să închidem becul. O să scoatem becul, o să dezvârtim becul. Da, o mai târziu, o zic ca mână, până la 1 februarie. Au zis că până la urmă nouă ne-au promis și de la primărie și de la canal că o să depună toate eforturile să se achite această datorie. Și respectiv tot Premier Energy a amânat până la 1 februarie deconectarea instituție Apă Canal de la energie electrică. Și pe acest subiect cu Apă Canal, Natalia Gavriliță a venit și a cerut inspecției financiare să verifice corectitudinea utilizării fondurilor de către Apă Canal.
Deci dacă acolo premierul energie zici că ei au datorie, ei nu plătesc, noi să le închidem, ăștia de la primărie zic, dar noi și în băieți comienți să plătim, de grabă, o să găsim bani. Gavrilița spune că ia îndă să verificăm noi cum o cheltuit ei banii ce e. Apoi este mai și o știre pozitivă săptămâna asta, noi numai cu... Care? Cavcaliuc și moarță și încercele. Care? Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, cunoscută în popor ca APCE, a adoptat o rezoluție privind Republica Moldova, în care salută reformele întreprinse în țara noastră în vederea consolidării instituțiilor democratice ale țării și recunoaște dificultățile și provocările care asta le implică, ținând seama atât de contextul regional, cât și de tot altele ce se întâmplă. Adică, băi, voi lucrați, voi vă străduiți, dar între timp așa un bardac... Agenția asta... supraveghere tehnică. Eu exact asta am vrut să te întreb. Și Moș Ioan, care te-a ascultat pe tine. Apă, Moș Ioan s-a uitat în buzunar, s-a uitat în sobă sau în garaj unde îi se termină lemnele sau și-o zis. A, Europa говорит, что все хорошо. Молодцы, ребята, на вам медали. Și fericire mare a noștri, zic, cea mai pozitivă și încurajatoare rezoluții de când e țara noastră și pământul meu ritic. Dași! Mai departe! Întotdeauna practica m-a bătut teoria sau, cum să zic, ce e scris în carte nu e și în viață. Da, e bine, avem rezoluțiile astea, discursurile, aprecierile. Cert este că, într-un final, omul de rând, omul simplu, omul de la coadă trebuie să simtă aceste îmbunătățiri și schimbări. Simțiți? Cum crește Moldova. Da, da. Ei trebuie să-i întrebăm, da. Și să punem în contrapunere. Hai că ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei săptămâni. Azi e vinerea și tot azi, ce mai sunt acolo, percheziții la Vulcănești. Poate până în seară ele se termină cu ceva. Noi acum încă nu știm cu ce o să se încheie ele. Da, acolo sunt vizați foști membri ai unei formațiuni paramilitare din sudul țării, care exista de mult, 30 de ani în urmă. Și e ca așa o cauză, se investigează. Acolo au fost depistate și ridicate arme, muniții, deținute ilegal. Vedem ce se mai înlege din asta. Da, dragi prieteni, noi înregistrăm acest podcast la amiază, respectiv dacă se mai întâmplă ceva până în seară, până ajungeți voi la acel păhăruț de vin, adică pe care vă îndeamnă Felicia de fiecare dată să... Absolut. Să-l savurați, pentru că azi e vinerea, așa? S-ar putea să mai fie ceva care nu încape în podcastul și în discuția noastră, de aceea data viitoare revenim la ele sau vedeți detaliile la noi pe site. Concluziile săptămânii în ceea ce privește războiul de peste graniță, războiul de lângă noi, care au fost? Luni polonezii erau supărați pe nemți că nu dau tancuri Leopard ucrainenilor. Dar până la urmă le-au dat mama leoparzilor, da? Sau cum acolo, Germania până la urmă, Olaf Scholz. O născut pui. A decis, da? Deci marți, abia prin presa ucraineană, scriau niște zvonuri și miercuri Scholz a ieșit și a confirmat oficial că da, o să le dăm câteva tancuri, câțiva leoparzi ucrainenilor. Și inclusiv și altor producători care mai produc aceste tancuri, pentru că am înțeles că dreptul de autor cumva îl are rezervat Germania. La un moment dat a fost și o campanie la ucraineni, tipă îmbracă-ți la sinele leopardului ca să susții orice haină cu leopard ai, amui momentul. Cum ai dat, dar ei cumva nu-și pierd firul ăsta, știi, și rămân încă pe picioare și cred că asta, pentru asta merită un bravo. Da. Tot pe marginea războiului sau în contextul războiului, Rusia și Estonia și-au expulzat reciproc ambasadorii, iar Ungaria a declarat că se opune oricăror sancțiuni împotriva Federației Ruse. Vechiul prieten Orban. Da, 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 da. Rămâne mereu pe poziție. Marți în Ucraina sunt demiteri în lanț pe fapte de corupție. Adică războiul nu anulează niște furat prin păpșoaie. Și pleacă din funcții responsabil vreo 4 viceministri și șefi de regiuni, anume în domeniul administrațiilor militare. Mai lumea găsește când se fac acte de corupție, chiar și pe timp de război. Dacă nu chiar mai mult. Adică în timp și țara arde, mai pui pe buzunare. Pleacă din funcție, da, cum a zis Victoria, oameni serioși din apărare și sunt demiși prin ordinul lui Zelenski și niște oameni din administrație militară regională. După Scholz,
Și Biden, și președintele SUA a anunțat că va trimite și el o divizie de tancuri de data asta, Abrams, tot către Ucraina. Dar iată, joi dimineață ne-am trezit cu o alertă aeriană. Nu în noi toată din Ucraina. Fericire. Nu noi din fericire, noi ne-am trezit ca jurnaliști cu aceste informații, dar ucrainenii s-au trezit la propriu cu această alertă aeriană. Până în seară, calculele sau datele, totalizările au arătat că au fost atacate 11 regiuni, tot cam atâția morți și răniți. Au fost atacate inclusiv o clădire nerezidențială dintr-un cartier din Kiev și două obiecte de infrastructură energetică din Odessa, deci ceva mai aproape de noi. Hai să încheiem totuși pe o notă pozitivă, o noutate bună pentru cei din diaspora. Da, iată, asta chiar e o noutate bună după mine. Serviciul M-Delivery ajunge și în diaspora. Cetățenii moldoveni, e adevărat, nu din orice stat, dar numai din România sau Austria, o Suedia sau Ungaria, vor putea comanda pașapoartele prin intermediul misiunilor diplomatice din aceste țări. Adică te duci la ambasada din România sau Austria sau Suedia sau Ungaria, îți comanzi, faci pașaportul și le spui acolo că vreau să-mi primesc pașaportul acasă. Indici adresa, pui semnătura și pașaportul vine în plic la tine acasă. Super tare! Ceea ce este foarte, foarte bine și iată aici merită laudă ai noștri. Noi am ajuns la final, da? De amiază, de sunteți azi cu noi? Vinerea. Sunteți dacă mai sunteți cu noi. Turnați-mi hargi. Da. Și savurați seara, pentru că o să apară podcastul seara. Savurați această seară de vineri alături de cei dragi și alături de noi. Da. Un weekend minunat vă dorim și ne vedem săptămâna viitoare, tot vineri. Până atunci, transmiteți-ne tot ce credeți despre noi. Da, apropo, scrieți-ne cum vă pare acest produs, proiect, ce ați schimbat, ce aveți nevoie eventual, de ce informații, în ce format. Pentru că întotdeauna tindem să fim mai buni și să nu ne oprim doar la ceea ce facem. Mulțumim că sunteți alături de noi și că ne ascultați. Ne vedem săptămâna viitoare. Ne auzim. Pa, pa! Numai bine!